Cine îmi dădea șansă că o să ajung un om mare? Tata mi-a dat șansa asta. Tata și-a dorit foarte mult să ajung un om mare, în ciuda faptului că era foarte sever cu mine. Povestea asta s-a tot repetat. De ce a funcționat? Doar așa. Doar așa, doar cu violență. Sau ai fost doar o actriță care a jucat în visul tatălui? Da, am fost o actriță care a jucat în visul tatălui. Cum ai făcut tu pace cu palma aia dată că nu știi trei versuri, tu ca mama acum? Și eram frustrată, eram supărată, nu voiam să mai trec pe acasă. La 18 ani, când am plecat de acasă, am zis, Doamne, l-am apucat pe Dumnezeu de picioare. Am scăpat de acasă. Deci un amestec bolnăvicios. Da. De violență. Da. Cu a-ți păsa. Da, și cu iubire. Cu iubire. Da, da, da. Pe Andreea mică, o doreau cuvintele sau palmele mai tare? Tot. Bine băut, îți erau nervii. Și se enerva și începea să ne jure, să ne bată, să ne baciocorească. Așa cum a fost el. L-am iubit și am avut nevoie de el în continuare după ce l-am pierdut și de mama la fel. Mi-a fost greu. Foarte. În emisiunea asta mi-am propus să nu mai plâng. Nu vreau să mai plâng. Eu am început să-i spun mamei mele, te iubesc, în momentul în care am aflat că e foarte bolnav. Și am zis, mama, te iubesc. Și mi-am promis că în familia mea le voi spune copiilor în fiecare zi că iubesc. Lumea nu înțelege foarte bine momentul Playboy de atunci. Da. Aș vrea să știu cum ai acceptat. Am acceptat datorită lor. Datorită celor doi bărbați din viața mea. Când a venit oferta inițială, prima dată am refuzat-o. Eu am refuzat-o când m-au sunat pe mine. Mi se părea că toată lumea mă vede goală pe stradă, nu mai... Chiar dacă eram îmbrăcată, știi? Am spus când a apărut revista, câteva zile bune nu am ieșit din casă. Tatăl meu era cu revista în mână și mergea cu revista în mână și o arăta tuturor. Fata mea, el era foarte mândru. Eu l-am iubit pe tata enorm, așa cum a fost el, nu știu, am avut o pasiune pentru tata, pe care am regăsit-o în Lucian. Dar l-ai concediat vreodată? Da, l-am concediat, pentru că ajungeam să ne certăm foarte des. O să întreb direct pentru cei de acasă, ai vrut vreodată să divorțezi?